Terenul de sport al Liceului Tehnologic Capitan Constantin Pleșoianu era un adevărat pericol pentru elevi, care se puteau accidenta în orice moment. În acest timp, sala de sport era impracticabilă, parchetul se desprinsese, iar când ploua, apa pătrundea și în interior. După ani de așteptare, baza sportivă este acum una modernă și orele de sport se pot desfășura în siguranță. Este foarte bine. E frumos? Da. Îți place? Da, da. Sala e fost? Da, sala este superbă. Iarna nu prea făceam. Făceam mai mult ori în clasă, nu făceam ora de sport, când era frig afară și zăpadă. Este minunat, este prima dată, pentru prima dată în 6 ani de când sunt profesor la această școală, când ne putem desfășura și noi orele de educație fizică în condiții normale. Până acum ne-am desfășurat orele în spații improvizate, prin parc. Era un dezastru aici, s-a făcut această bază sportivă la standarde europene și vă invit să vedeți sus cum arată o sală de sport modernă pentru municipiul Râmnicu Vâlcea. Fondurile sunt totale din bugetul local. E o zi bună pentru noi, o zi deosebită. Ne bucurăm foarte mult să beneficiem de acest teren de sport, de faptul că problema educației fizică este în sfârșit rezolvată. Au fost niște ani în care profesorul a alergat în toate părțile să poată să facă niște ore de sport. Liceul Tehnologic Constantin Pleșoianu este una dintre cele mai vechi școli tehnice din Râmnicu Vâlcea și a fost fondat în anul 1928.